Opa! Salutare, prieteni! Am revenit pe malul Dâmboviței, în căutarea bibanilor. Cumva vreau să-mi iau revanșa față de ultima partidă avut aici. Atunci nu am reușit să prind decât 3-4 pești. Într-adevăr, și vremea era foarte rece. Acum lucrurile s-au schimbat puțin. S-a încălzit afară, cred că sunt undeva la 7-8 grade. O vreme bună de pescuit pentru sfârșitul februarie. Dar hai să nu pierdem vremea și să ne apucăm de treabă. O să încep partida clasic cu niște gume. Cam ăsta e modelul pe care voi vrea să folosesc în seara aceasta. Niște gume de la Cultiva, Rock and Bait se numesc. Culoare verzui, dacă nu mă înșel, watermelon se numește în termen mai pescărești, să zic. Cam asta e culoarea. Să-l introduc pe jig. Momentan încep cu un jig de 1,5 grame. Bun, guma este montată și o să fac câteva lanse în locul ăsta prima oară. În perioada asta anului, bibanul are icre, așadar este mai greoi prin apă. O să încerc să nu... Uite că l-am luat, dar e unul micuț. Da, uite-l. Primul biban pe ziua de azi. Un bibanel micuț. Foarte, foarte frumos. Cum ziceam, o să încerc să nu mulinez foarte rapid. Pentru că bibanul în perioada asta anului are icre. Se și vede pe burta lui. Și pentru că are burta mare, nu este foarte rapid, nu se mișcă foarte rapid prin apă. Așadar o să încerc să joc nălucul cât de mult pot pe loc. Tocmai din cauza aceasta folosesc și jiguri ușoare. Să aibă o cădere cât mai lină pe substrat. Este încă unul, al doilea. Se pare că e cu noroc locul ăsta. La fel ca primul. Nici mai mare, nici mai mic. Hai să-i dăm drumul și ăsta rapid. Fugi, mă. O să mai insist un pic în locul ăsta. Pentru că se pare că e în zonă bibanul, iar în perioada asta el circulă în bancuri. Așadar mă aștept să mai am un atac, două aici. Pentru că lanseta e destul de rigidă, folosesc același Dam FZ de 3-12 grame cu care v-am obișnuit. Și pentru că e foarte rigidă, cum ziceam, îmi permit să folosesc un monofilament. Un monofilament subțire de 0,12, pentru că vreau să simt altfel drillurile. Uite-l, este. Asta pare un pic mai frumușel. Da, ba nu, la fel ca și primul. Cam asta e. Uite că era prins foarte ușor, era înțepat. Sunt destul de reci, semn că apa nu e foarte caldă. Însă, atâta timp cât nu fac eu baie în ea, nu văd de ce ar fi o problemă. Este. Oh, și ăsta e fain. Ha, 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 ha. Acum să văd cum îl ridic. Ia să vedem. Ah, ia uite.
Primul biban mai mărișor un pic. Da. Un pic mai frumos decât ceilalți. Și s-a intrat pe aceeași gumă. N-am mai schimbat guma, dar nici nu am de gând să o schimb atâta timp cât e prinzătoare. Hai, fugi! Ha, uite-l! Am păcălit! Hop, 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 hop! Da, unul mai micuț un pic. Unul mai micuț. Să ieși din drumul. Du-te la frații tăi. Ia să mai dăm câteva lansee aici. Ah, ia uite-l. Pe coborâre. Nici n-a ajuns pe fund guma. Dar unul micuț. Unul micuț. Este. Oho. Frumos ăsta. Da, frumușel. Ia să vedem cum îl scoatem. Ce să-l mai aduc cât mai aproape de mine. Da. E. Da, așa da bibani, să tot fie. Cam ăsta e. Cred că e cel mai frumos de astăzi. Să-i dăm drumul. La exact aceeași gumă. Foarte bune gumele. Nu pescuiesc de mult timp cu ele. Cred că e a doua partidă în care le folosesc. Însă și-au găsit un loc. Deja și-au găsit un loc în trusa mea. Hai să mai continuăm un pic. Ce nu v-am zis este că chiar înainte de a filma acest clip am avut o întâlnire cu Darius. De fapt a fost o mică competiție, o partidă la biban pe Dâmbovița. Dar rezumatul partidei îl găsiți pe canalul lui Darius, canal pe care îl găsiți în descrierea clipului. Uite că este unul. Ei. Da, și referitor la acea partidă, sincer a fost una dintre cele mai faine partide pe care le-am avut până acum la biban. Și asta nu numai datorită peștilor, cât și datorită companiei, Darius fiind un băiat excepțional. Dar probabil voi îl cunoașteți mai bine decât mine. Așadar, nu ezitați să intrați și să vedeți clipul. Oh! Altul. Am zis că schimb locul, dar am mai făcut un lanseu două. Și se pare că am mai păcălit un biban frumușel. Ia uite-l. Da, frumos, frumos bibanul. Îl voi elibera, după care voi mai schimba puțin locul. Ha, ia uite-l. La primul lanseu aici. În locul acesta. Da, unul mai micuț un pic. Este. Încă unul. Încă unul. Tot micuț și ăsta. Fugi și tu. Așteptăm să intre și mai mari puțin. Ultimii trei au fost destul de mărunți. Uite că ultimul mi-a și scos guma de pe jig. Este unul.
Este... Ia uite el. Da, cam asta e. Fugi. Da, este. Ah, și ăsta pare frumușel. Ia să vedem. Ba, tot la fel ca celălalt. Tot la fel ca celălalt. Opa. Chiar o idee mai mic. A, este. Este unul. Op, ia uite-l. Hehe. Uite bibănașul. Cam ăsta e bibănașul. Este. O, oh, și e fain ăsta. Da. Frumos. Treci încoace, mă. Treci încoace, mă. Da, un bibonaș. O, oh, grăsan. Ia uite ce gras e. Aproape, aproape rotund este. Frumos. O, oh, este. Este, haha. Hai că închei cu unul frumos așa. Da. S-a lăsat destul de rece și cred că am fi cazul să închei partida. Un ultim biban. Se pare că și-a făcut treaba gumele. Sunt mulțumit de ele. Cu siguranță și-au câștigat un loc în trusa mea. O să eliberez bibanul, după care voi pleca și eu acasă. Până data viitoare, eu vă salut și toate cele bune. Respect!